Vorbeam de situația în care am ajuns. Iertați-mă, cât de mare poate să fie efortul statului român în momentul de nu față e mare, nu e vreo de mare. Pentru a aduce medicamente de genul ăsta pentru a salva vieți, practic. Nu este, domnul Turcescu. Părerea mea este că e o frică teribilă a celor care au făcut potlogările de la Unifarm și cu aceste vaccinuri luate 120 de milioane de doze înseamnă 2 miliarde și ceva de euro. Înseamnă 1% din PIB în cheltuieli. Sunt disperați pentru că încet, încet adevărul iese la iveală și încearcă să inducă ideea în societate pe care și dumneavoastră ați enunțat-o la început. Dacă te vaccinezi, bine, dacă nu, mori. Mori. Și te mai și aplaudăm după aceea pentru că vom spune, exact, ai fost nevaccinat, dă-l în măsa. Asta e marea ticăloșie, domnul, da? Turcescu. Orice om mort, moartea acelui om provoacă o suferință pe orizontală în familia lui, evident, extrem de mare. Iar noi am ajuns, cum spuneți dumneavoastră, da? Să spunem, ai văzut? Ăla a murit că nu s-a vaccinat. Nu mai avem niciun pic de empatie, mințim în dragi și am ajuns într-o stare atât de mizerabilă încât să aplaudăm morții. În sensul că ne bucurăm că au murit că nu s-au vaccinat. Asta este o mare ticăloșie. O mare ticăloșie. În timp ce tu nu faci ceea ce îți dictează fișa de post. Cred că cei mai ticăloși, oameni care s-au perindat pe acolo prin Ministerul Sănătății, pentru că îi cunosc pe toți ministrii sănătății, cred că cei mai ticăloși au fost oamenii ăștia din ultimul an. Pentru că au avut o șansă și au avut instrumentele necesare să pregătească acest val 4, dar parcă au așteptat intenționat să se bucure. Vedeți că cei mai mari trompetiști și aplaudaci a ceea ce se întâmplă acum este USR-ul. Nu vreau să politizez subiectul, dar asta e realitatea. Uitați-vă cu câtă bucurie aplaudă faptul că mor oameni chipurile că nu s-au vaccinat. Uitați-vă cu câtă nonșalanță dă sfaturi Vlad Voiculescu să se dea lockdown, da. Da? Când el și cu doamna aia de la Arad, care mai mult s-a ocupat de saloanele de înfrumusețare decât de sănătatea românilor, au avut tot ce le trebuia ca în lunile de vară să facă. A, se duceau la primul ministru și ieșeau public și spuneau, nu-mi dă primul ministru bani să achiziționez, erau eroi. Un adevărat ministru astă vară, că având toate informațiile la ce urmează, trebuia să se ducă la primul ministru să-i spună, domnul prim-ministru, vreau bani să cumpăr anticorp monoclonal și tocilizumab. Știți ce s-ar fi răspuns? Noi am învins pandemia. Bun. Atunci putea să iasă, dacă într-adevăr, pentru că doamna asta care a fost la Ministerul Sănătății era medic, atunci trebuia să iasă, să spună. Vedeți că nu o să aveți tratamente eficiente în toamnă, eu îmi dau demisia, pentru că eu nu vreau să fiu părtașe la crima care se anunță. E o crimă, nu? Păi, sigur că este o crimă dacă tu nu ai fost... vii să-mi arunci perdele de fum, că nu sunt paturi la ATI. Repetăm. Că ai activat mecanisme europene și s-au trimis aia niște butelii cu oxigen, sau mă rog, glumesc, butelii de oxigen, da? Când spun. Niște ventilatoare. Păi, dar ție nu ți-au trimis decât instrumentele prin care asiști bolnavii terminali. Nu-i tratezi cu oxigen, cu ventilatoare. Când deci, îi pui ventilatorul, e pe moarte. Este ultimul pas înainte de moarte. Dar până să ajungi acolo, ce ai făcut? Ce ai făcut? L-ai stat și l-ai așteptat la spital să vină cu salvarea și te vezi că sunt și că sunt de vină că nu s-au vaccinat. De acord și cu teza aceasta. Pot să fiu de acord și cu teza asta. Că trebuiau să se vaccineze. Ca să fie foarte clar. Dar dacă nu s-au vaccinat, acum ce facem? Stăm și numărăm morții. Sunt 70% care nu s-au vaccinat. Adică asta vă spun. Și acum ce facem? Stăm și numărăm morții și ne bucurăm că mor, nu? Și cu morții, să știți că am devenit foarte cinici, văd. Pe asta vreau să spun. Ei au devenit niște statistici. Câți au murit azi? 380. Ah, vai! Vă aduceți când aminte? Dacă ar fi căzut un avion, da? Deci dacă era să cadă un avion cu 400 de pasageri la bord, da? Ar fi fost o
deci urlau televiziunile, era totul pe galben, pe breaking news. Cred că Stalin a spus chestiunea asta, că moartea unui om este o tragedie, iar când mor cu sutele de mii, mai sunt decât statistici. Niște numere. Atâta, exact. Sau niște numere. Da. Atâta ne duce capul și ăștia suntem. Degeaba, să vă spun, degeaba dau cu pietre în Arafat. Arafat nu se ocupă decât strict de paturi, salvări, și degeaba nu este el, degeaba încearcă să creeze acest stat tâmpit, ținte false. Că nu Arafat este de vină, că nu s-au cumpărat medicamente, nu e treaba lui Arafat să se cumpere medicamente, treaba lui Arafat este să asigure infrastructura critică. Da? Paturi, salvări, ventilatoare. Cât poate omul ăsta, cu cât îl înjurăm mai mult, cu atât doarme mai puțin. Adică de câte ori îl sun, ăsta doarme 2-3 ore pe noapte, n-ai ce să... Degeaba tot în ăla care trage dai. Nu sunt, ca să fie foarte clar, eu nu sunt, n-am venit aici să-l apăr pe Arafat, dar vreau să vă spun că este o minciună. Are nevoie, păi nu, dar este o minciună să crezi, să spui că Arafat este de vină și că Arafat decide și că nu știu ce. E și o vânătoare de, adică pe de-o parte lumea încearcă să găsească. Să găsească ținte. Ținte, bă, păi, cine? Da, pe cine înjurăm noi? Măcar faptul că să vadă țintele reale, nu alea care li se aduc prin perdele de fum. Țintele reale sunt că pacienții nu sunt tratați. Punct. Despre asta este vorba. Vreau să vă întreb și despre acest booster, cea de-a treia doză, că și aici apar, cum să spun, ajungem în situația asta în care, dom'le, câte boostere o să facem? Da? Dacă există o dezbatere, n-am timp să difuzez astăzi filmul, dar promis să fac zilele următoare, o dezbatere dintre un senator american și ministrul sănătății în Statele Unite ale Americii, în care senatorul american, citând studii făcute în Israel și în alte părți ale lumii, spune, dom'le, imunitatea dobândită prin boală, prin faptul că ai trecut boala, este chiar mai puternică decât imunitatea pe care ți-o dă vaccinul, da? 100% e mai puternică. Este o chestiune logică. E o chestiune logică, numai că în momentul de față și oameni care au trecut prin boală în România sunt îndemnați să meargă să-și facă vaccinul. Pare să fie o concurență. Deci, repet, nu sunt antivaccinist, am mai spus-o de 1000 de ori, am 2 doze făcute. Mă gândesc acum la cea de-a treia doză, că e o presiune foarte mare să facem acest booster. Dacă ajung în spital, Doamne ferește, cu COVID, voi fi întrebat, ați făcut vaccin? Da. Câte doze? 2. N-ați făcut-o pe a treia, au trecut deja 6 luni, ne pare rău, de-aia a murit Turcescu, pentru că nu și-a făcut a treia doză, boosterul. Dacă își făcea a treia doză, boosterul, făcea o formă ușoară. După aceea va urma a patra doză, nu și-a făcut-o pe a patra, nu și-a făcut-o pe a opta, n-avea decât 17 doze făcute, da? Până la 24. Am scris despre chestiunea asta am văzut. Am spus că peste noapte... Da. Vaccinații devin nevaccinați dacă n-au a treia doză. Exact. Să vedem, deci toți suntem proști. Deci, vedeți, azi unii suntem deștepți și unii suntem proști, suntem împărțiți în două. Mâine când e cu a treia doză, toți suntem proști că deocamdată nu și-au făcut a treia doză. Da. Înțelegeți? Aberația de comunicare. Da. Doi. Spuneți-mi o chestiune, dacă... Sau ce, din ce știți dumneavoastră, ce știm toți, dacă ești bolnav de gripă, trebuie să faci vaccinul de gripă când ești bolnav? Nu. Atunci când știm ești... toți asta, da, corect? Da, nu atunci. Bun. Eu vă întreb pe dumneavoastră atunci și vă răspund printr-o întrebare. Dacă ești pozitiv și deocamdată nu știi, adică ai virusul în tine, deci corect, faci boala, da? Da. Poate că chiar ești la debut și încă nu vezi, că doar îți purge un pic nasul, dar în rest n-ai. Și îți fac vaccinul, e bine? Eu cred că nu. Bun. Deci pare logic că înainte de fiecare doză de vaccin ar trebui să testezi bolnavul? Absolut logic, am spus-o încă de anul trecut. A testat cineva? Nu. Nu. Pare asta logic înseamnă... de asemenea că în momentul în care te duci să faci vaccinul, poate ai totuși suficienți anticorpi încă, încât să nu fie nevoie ceea ce ar să trebui faci vaccinul. Să atunci să-i spui, băi, tu încă nu-l faci, tu-l faci. Statistic... Sau măcar să-i spui când te prezinți la vaccinare, vino, te rog frumos, cu un test de anticor să vedem că s-ar putea să nu fie nevoie exact să faci vaccinul respectiv. Exact. Da? A făcut cineva așa? Foarte puțini. Care au știut și care raționează și zic, bă, dar poate n-au nevoie să fac acum vaccinul. Și atunci eu vă întreb, ce campanie de vaccinare este asta când iarăși o faci în mod mincinos? De rahat. Și nu o criminală faci în mod logic. Da. Da, pentru că eu întotdeauna am crezut că dacă ești cinstit cu oamenii și îți asumi
și le spui până la urmă că ajungi la un liman cu ei, oamenii te vor urma. Cu cât încerci să bagi gunoiul sub preș mai mult, cu atât, vedeți, noi suntem și o nație foarte îndărădnică, la cel mai mic semn că minți, toată lumea, pentru că ne-a și săturat de atâtea minciuri.